Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem cu toții în apropiere de primăvară, ne pregătim, încercăm să ne facem viața mai frumoasă, să acoperim cumva toate gusturile și toate senzațiile care ni le dorim. Ei bine, sunt oameni cu povești de viață, așa cum avem cu toții. Fiecare dintre noi are o poveste de viață. Sunt oameni cu povești de viață speciale. Astfel de oameni vreau să vă aduc astăzi în emisiune și să vi prezint, pentru că sunt demn de toată lauda și merită acest lucru. Îl am invitat alături de mine pentru prima parte a emisiunii pe domnul Cătălin Saveliu. Este executive chef și este un om pe care eu l-am cunoscut într-o acțiune caritabilă. Am să vă povestesc cât de curând despre toate acestea. Deocamdată, haideți să-i spunem bună ziua. Bună și bine ai venit! Bună ziua, vă spun și eu dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, nici nu aveam cum altfel, pentru că realmente îmi plac oamenii cu sufletul deschis, cu sufletul frumos, oamenii care se implică în tot ceea ce merită. Și așa cum spuneam la început, v-am cunoscut printr-o întâmplare cu totul fericită, la un centru de copii cu dizabilități, acolo unde ați gătit pentru 200 de persoane aproape. Da. Așa este. Fac cât de des pot acest lucru, ori de câte ori sunt solicitat, împreună cu colegii mei din țară, din Iași. Care este lucrul care vă determină să vă implicați în acțiunile caritabile? Pentru că realmente cunosc foarte multe persoane care ar putea să o facă, dar știu eu, poate lipsa de timp, poate diferite pretexte, motive, îi împiedică să ajungă la bun sfârșit. Ce pot să vă spun decât că am evitat mai tot timpul să-mi fac reclamă cumva pe aceste acțiuni, deoarece știu un lucru cert. Binele se face în liniște. Este foarte adevărat. Pe de altă parte, eu am spus-o mereu, toate persoanele care participă în acțiunile caritabile, în acțiunile frumoase de suflet, nu știu dacă pot fi dați ca o reclamă, ci doar ca un exemplu. Atâta timp cât sunt oameni care se implică, sunt un exemplu pentru noi, pentru fiecare dintre noi care suntem în jurul vostru. Sunteți un exemplu. Noi încercăm să ajutăm și alții semeni de-ai noștri care n-au avut norocul, poate să aibă sănătate, să aibă tot ce ne dorim cu toții. Nu știu, de aceea ne implicăm, pur și simplu. E adevărat, nu toți am avut norocul, dar pe de altă parte, nici dumneavoastră n-ați fost foarte norocos așa din prima. E adevărat. Și cred cum ați început activitatea pentru care, iată, telespectatorii pot vedea că aveți tot felul de medalii. Eu le-am admirat pe toate și înainte de emisiune am să le spun telespectatorilor că am stat și m-am uitat, le-am fotografiat, am încercat să înțeleg de unde vin aceste medalii, care e povestea din spatele lor. De asemenea, colegii mei o să vă arate că avem aici și niște diplome foarte frumoase, deci sunt adevărat exemple. Da. Vreau să vă spun așa ca o curiozitate pentru început. La școala de bucătari am fost înscris de soție fără ca eu să știu acest lucru. Wow! Asta e așa ca o paranteză. Păi înseamnă că a văzut ceva, exact, abilități. Exact. A văzut ea ceva, a simțit lucrul ăsta. Lucrasem până atunci în cu totul alt domeniu. Ar trebui să fac reconversia și m-am trezit. Sau poate doar a vrut să vă paseze cumva obligația de a face posibil, mâncare. Posibil, nu știu ce să vă zic, dar iată că zic eu că a nimerit. Na. Deci m-am înscris la școala de bucătari, am obținut diploma de bucătar, asta e cu mulți ani în urmă. M-am angajat aici în Iași la un restaurant unde făceam doar grătare atunci pe vremea aia. Era o terasă, în fine, cu foarte mulți clienți, făceam doar grătare, dar într-o bună zi am vrut eu să văd altceva totuși. Știam eu că bucătăria mai înseamnă și altceva, nu doar... E un pic mai mult decât a face grătar. Exact. Și între timp am început să caut anunțuri la mica publicitate, în ziar, cum era atunci, posturi de bucătar, vreau 4 stele. Vreau o bucătărie de 4 stele, să văd ce înseamnă. Am găsit... 4 stele, haideți să înțelegem, e cel mai mult într-o bucătărie. Acum mai nou e 5 stele. Am înțeles. Avem și în Iași,
pe vremea aia nu era decât 4 stele, era maxim. Deci ați vrut maximul. Am vrut maximul să văd efectiv ce înseamnă bucătărie de 4 stele, că... Așa, am găsit un anunț, după cum vă spuneam, care era, de fapt, de om la spălat vase. Nu era de bucătar. N-aveau post atunci, în perioada aia, n-aveau post de bucătar. Am fost la interviu, am crezut eu, băi, e singura șansă să intru să acolo. Să văd cum e. Să intru acolo, după aia văd despre ce e vorba. Da, și m-am prezentat la interviu, inclusiv domnul director de acolo, de la restaurantul acela, la interviu mi-a spus, nu vi se pare puțin suspect așa că aveți diplomă de bucătar, dar totuși acceptați un post la spălat vase? A zis că domnul director... E, dacă lui nu i se părea suspect? El m-a întrebat, da, domnul director, dacă asta e oferta... Ne adaptăm. Ne adaptăm, exact. Și probabil într-o bună zi voi avea șansa să avansez. Dacă... se va avea vreun post. În fine, am fost acceptat. Am intrat în acea bucătărie. Într-adevăr, era altceva față de ce știam eu până atunci. Vreau să vă spun că m-am împăcat... Nave spațiale, cum spunem noi. Da. Alte ingrediente, alte dotări, altceva. Mă ocupam, după cum v-am spus, la spălat vase. Indiferent ce am făcut în viața asta, așa am vrut să fac conștiincios, cu simț de răspundere. Adică am făcut un lucru, l-am făcut bine. Eu așa zic. Așa. Ajunsesem la un moment dat, deci să lucrez la plită, la tigăi, la cum spunem noi bucătare, da? Iar bucătăresele cu 25 de ani vechime care lucrau acolo, spălau vase în locul meu. Asta înseamnă ambiție, asta înseamnă determinare. Deci, și poate pasiune pentru ceea ce faci, cred că e cel exact, mai important. Exact. Deci eu consider că n-a fost puțin lucru. Clar. Da? La 25 de ani vechime, bucătăresele de acolo, care aveau acolo 25 de ani, așa spălau vase în locul meu, iar eu făceam preparatele în locul lor. Bun, și cum s-a întâmplat acest lucru? Păi... Pentru că, iată, spuneam că puteți fi dați drept exemplu și poate printre telespectatorii noștri sunt tineri care... nu prea au inițiativa de a o lua de la zero, de a începe de la munca de jos. Cum? Când vezi un om că vrea să facă ceva, deci imediat îl citești, da? Ca să spun așa mai... Îți dai seama exact dacă e făcut pentru acel lucru sau pur și simplu vrea un loc de muncă și atât. Și atât. În cazul meu n-a fost cazul la mine de... Deci eu m-am implicat... Și ce am început? Mă puneau la făcut clătite, ce li se părea mai... Cu toate că aveam diplomă de bucătar. Dar aici nu contează, aici trebuie să demonstrezi. Hârtiile te ajută, într-adevăr, să intri. Dar trebuie să demonstrezi. La clătite, ușor, ușor, la salate, la... Era o șefă de sală la ospătari, da? Da, în acel restaurant, care nu suporta lucrul ăsta, nu știu de ce. Era mai aproape de pensii, dumneavoastră, în fine, era poate mai... Nu suporta lucrul ăsta și tot timpul când intra în bucătărie, de exemplu, băteam carnea pentru șnițele. Cătălin, te rog frumos să bați mai încet sau chestii de astea care eu le-am înțeles. Și cu riscul de a nu mai lucra acolo, ceea ce s-a și întâmplat după câteva luni, i-am spus într-o zi, doamna X, dumneavoastră sunteți șefă de sală, dar în sala aia altă, nu aici. Asta era realitatea, de fapt. Deci eu am aici șef bucătar care știe, răspunde, îmi dă anumite sarcini. Pentru ce veniți dumneavoastră să agitați așa? Vă dați seama că nu, toată povestea asta a durat vreo 9 luni în total. Am fost chemat într-o zi și mi-au mulțumit frumos, nu mai avem nevoie de serviciile dumneavoastră. Dar a fost totuși o experiență. A fost o experiență, vreau să spun, cred că a fost cea mai bună experiență pentru mine. De acolo, deci când mergeam la servici, da, nu erau telefoane cu inteligente, cu așa. Da, da. Mergeam cu pixul și foaia în buzunar. Și imediat când vedeam ceva, că fac ceva sau, nu știu, o rețetă, o chestie, o notam, puneam foaia în buzunar înapoi, asta înseamnă că vrei. Da, da. Asta a însemnat că să-ți vrei. Să-ți placă meseria. Vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră despre tinerii care vin acum mai nou. Deci, trebuie răbdare. Absolut. Răbdare și implicare. Și altfel, e o meserie care se fură sau se învață? Cum e? Și se fură și se învață.
Așa. Mai mult se fură, într-adevăr. Vorba asta nu e inventată degeaba. Pentru că vezi, asta făceam eu acolo, vezi, stai, a pus aia, a pus aia, a pus... Opa, uite, asta n-am știut. Imediat notam. Bun, traseul până la a fi un om cu atâtea diplome, cu atâtea merite, un om care este recunoscut internațional în acest domeniu, care este? Traseul este următorul. Am auzit de această organizație aceea, pe numele ei complet, Asociația Culturală Euro-Est Alternativ, care este cea mai mare asociație de bucătari profesioniști din România. M-am înscris în această organizație și vreau să spun, cu ajutorul ei, ieșim și noi, ca să zic așa, din bucătăria noastră. Mă refer la concursuri, show-uri culinare, tot felul de... și nu numai în România. Acum, de exemplu, avem în Turcia, la Izmir, un concurs internațional. Cum apreciază străinii bucătăria noastră, bucatele noastre? Ce spun despre ele? Să știți că este foarte apreciată și noi, pe străini, în general, îi batem la gust. Vedeți, dumneavoastră, arată într-un fel... Arată într-un fel minunat și cred că puteți vedea, dragi telespectatori, că domnul Cătălin Saveliu ne-a adus aici o minunăție de tort foarte frumos, pentru că, iată, vine Dragobetele, 1 martie, 8 martie și așteptăm cu toții. Colegii mei din platou, din emisie, sunt sigură că abia așteaptă să terminăm emisiunea, să putem să facem o degustare. Cu siguranță v-am... L-am pregătit cu ciocolată înăuntru, pentru că, na, așa este așa sărbătoarea. Acum sigur e că da. Specific, vine acum și 8 martie și... Păi aia zic. Da, deci ideea de la care am plecat arată într-un fel, dar trebuie și gustul. Altfel n-ai cum. În prima fază, eu ca bucătar, în prima fază v-am convins. Da, 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 da. Cu aspectul. Categoric. Urmează și gustul. Ăla de fapt pune nota. E, asta vreau să vă spun, că pe străini noi la gust, de fapt, îi batem. Și avem multe, nu numai eu, sunt sute de colegi bucătari din țara asta care suntem în această asociație. Multe, multe medalii de aur și nu numai și... Suntem o țară cu renume în acest domeniu? Da. Suntem recunoscuți? Suntem recunoscuți ca o forță în bucătărie. Pentru că eu știu așa că, în general, când mergi la marile restaurante, te orientezi după mâncare italiană, franțuzească, orientală, cer străinii și mâncare românească? Străinii tot timpul cer mâncare românească. Mă refer aici la noi. Da. Iar noi, bineînțeles, că suntem curioși, de fapt, să vedem cum e aia orientală, cum e turcească, cum e... Dar vă spun sincer, mâncarea românească este foarte apreciată de către străini. Haideți să povestim un pic despre certificatele acestea. Cum le-ați obținut? Care au fost probele prin care treceți la un astfel de eveniment? Deci, în primul rând, trebuie să ai un... la activ, să fii bucătar profesionist, să demonstrezi acest lucru. Acesta este un certificat de membru activ, da? Mai avem acolo câteva medalii. N-am adus pot tot. Pot vedea că telespectatorii se văd n-am în adus cadru. Tot, da, a fost un concurs internațional și acesta, chiar dacă a avut loc la București, unde am obținut toate cele trei medalii. Minunat. 3 din 3. 3 din 3, exact. Nu numai eu spun ce am reușit eu. Și sunt mai multe, dar n-am putut să le aduc aici la dumneavoastră. Că sunt convinsă, da. Ar fi o idee să vă facem o vizită, cât de curând. Nici o problemă, cu siguranță avem ce Pentru povesti. Pentru că sunt convinsă că, așa cum mi se întâmplă mie, sunt și telespectatori care gătesc poate mai puțin, din lipsă de timp, din lipsă de pasiune, de ce nu, din lipsă de cunoștințe. Da. Deci, meseria asta de bucătar, eu cred, părerea mea și probabil nu numai a mea, te naști cu ea în sânge. Talentul ăsta trebuie să-l ai ca și la muzică, de altfel. A, nu se dobândește așa? Nu cred că se dobândește. Din spartul ouălor pentru omletă? Nu, cred că pe parcursul vieții mai asimilez niște cunoștințe, mai, dar undeva microbul ăsta trebuie să-l ai în tine. Așa cred eu și v-am spus, nu numai eu. Pentru că să vă dau un exemplu, la muzică, da? Ei cumpărat copilului
cel mai performant pian. Instrument, da, da. Un instrument. Bun, ca părinte ți-ai făcut treaba. L-ai adus acasă, l-ai... dar talentul abia de aici începe. Deci nu e de ajuns să ai cele mai bune ingrediente, mă refer acum la bucătărie. Da, da. Cele mai bune dotări, cele mai bune. Trebuie și puțin microbul ăsta să-l ai în tine, să știi să... În afara rețetelor clasice care respecti gramaj și... Trebuie să știi de multe ori să improvizezi. Într-un concurs de asta, de exemplu, un mic ingredient, un praf de curcuma sau ceva, a făcut diferența. Da, pentru că acum, cel puțin în ultimii ani, tot apar tot felul de concursuri dintre astea televizate pe la diferite posturi, da. Și vedem cu toții cât de important este să știi ce pui, cât de important este să știi cât dozezi, cum dozezi. Exact. Deci asta vreau să vă spun... Trebuie să ai cumva un talent, asta e ideea. Trebuie să fii născut. Așa. Cum ați știut că aveți acest talent? Cum l-ați descoperit? Pentru că nu lucram în domeniul bucătăriei, dar acasă mai tot timpul eram prin bucătărie. A, păi aici a avut soția un rol important. Exact. Acasă mai tot timpul eram prin bucătărie și nu numai de astea banale. Aveam tot felul de idei, tot felul de invenții, tot felul de chiar... Na, și de acolo a plecat, de fapt, acest drum. Știu că, în mod special, vă plac dulciurile. Vă plac să le faceți, nu da. Doar să le gustați. Este adevărat. Ce au special torturile dumneavoastră? Care sunt rețetele? Cum vă diferențiați de alți patiseri care fac dulciuri? Da, vreau să cred că mă diferențiez prin următorul lucru. Folosesc doar frișcă din smântână naturală, grăsime 32%. Adică nu cumpăr mixuri, cutiuțe, prafuri, etc. Eu cu mâna mea cumpăr smântâna aia de 32%, cum v-am spus, și de acolo cu zahăr pudră am făcut frișca, care are un gust unic. Cred că mai există o singură cofetărie în Iași care nu vreau să... Poate să facă... Care face da, dar lucru. Eu cred că aveți ceva în mod special, un ingredient special. Cred că puneți foarte mult suflet în tot asta ceea e... ce faceți, pentru că eu așa știu că atunci când pui suflet în ceea ce faci, obligatoriu ți iese cel mai bine. Fără doar și poate... Cât la sută contează dăruirea pe care o ai? Dăruirea, știți cum, vine exact în momentul de care vă vorbeam eu mai înainte. Dacă ai talentul ăla, dacă ai microbul ăla în tine, atunci da, cu siguranță vine și dăruirea. Pe când dacă nu simți nimic pentru n-ai cum să spui că... Nu ai cum, efectiv. Dar dacă ai talentul ăla și ești născut de acolo, tu vrei, tot îți vin idei. Eu când vin la servici, deci după 12 ore de servici, ajung acasă seara, bine, după duș, după tot, mă pun pe pat... Tot în mintea mea lucrează tot la bucătărie. Confecționează rețete. Exact, tot la bucătărie. Că se întâmplă oricui, probabil nu ți-ai ieșit un sos sau nu o leși așa, n-ai cum, că altfel te-ai plafonat. E mai greu să faci dulciuri? Pentru că eu știu că în mod special faceți dulciuri, asta am văzut, asta poți să... sau asta mi-a atras atenția. Da. Posibil, pentru unii bucătari, posibil să fie mai greu, pentru că bucătarii în general nu se bagă, nu prea se bagă la dulciuri. Nu știu, mie mi-a plăcut, mi s-a părut tot, nu m-a învățat nimeni, n-am făcut școală de cofetari. Nu, dar fiind în bucătărie... Experiența. Exact, experiența m-a adus și pe acest segment și chiar îmi place să cred că îmi ies torturile și tot ceea ce fac eu. Cine gustă din ele ar putea spune, cred că, mai bine. Păi, de-aia tot întrebam eu cu ce vă diferențiați, pentru că poate telespectatorii își doresc să guste din dulciurile pe care le faceți. Da, deci v-am spus, în primul rând încerc totul natural. Nu vreau să folosesc... Acum mai sunt și cereri, de exemplu, vreau... să fie cu glazură roșie, vreau să fie cu... În funcție de galbenă, moment, de preferințe. Trebuie să te adaptezi pieței, că așa e vremea acum, zilele noastre. Dar înăuntru, garantat, e ceea ce trebuie, cum îmi place mie să spun.
Cât vă ia din timp pregătirea pentru concursurile gastronomice? Cum vă pregătiți? Care e, știu eu, antrenamentul pentru un astfel de concurs? Pentru că, evident, pentru fiecare concurs trebuie o pregătire aparte. Antrenamentul, ca să zic așa, e ca și la sport, de altfel, da, dacă am folosit acest termen, zilnic. Antrenamentul îl faci zilnic. N-ai cum să te pregătești cu 3 zile înainte. Vi se dau temele concursurilor înainte? Nu. Temele se dau atunci. Câteodată se dau și înainte, dar temele se dau atunci. Asta facem, asta facem. De exemplu, concurs de astăzi facem pește. Sunt N moduri de a face pește. Da. Aici intervine creația fiecare. Aici te diferențiezi. Experiența și talentul. Exact. Despre ceea ce vorbeam exact. Mai înainte. Exact, aici te diferențiezi. Sau mâine avem carne de vită, de exemplu. Faci ce vrei tu. N-are importanță. E la alegere. Dar să fie ingredientul principal carne de vită. La fel, aici te diferențiezi. De-aia vă spuneam, cu un mic ingredient acolo, dacă l-ai pus cum trebuie și ai echilibrat, ăla face diferența și te poate aduce la medalii și diplome și așa mai departe. Da. Pentru că ne apropiem de pauză, aș vrea să vă întreb care sunt planurile pentru anul 2019? Ce v-ați propus să aduceți acasă? Câte medalii, câte diplome? Unde vă duceți? Da, pentru 2019 avem, la începutul lunii mai chiar, avem un concurs la Izmir, în Turcia. Concurs gastronomic internațional, vă dați seama, vin și din Coreea și din candidați. Mai apoi urmează Nice, Serbia. Mai avem Coreea de Sud. Wow! Sigur. La toate astea 3 m-am înscris, astea au apărut deocamdată, vor mai apare pe parcurs și alte invitații. Și știți temele dinainte, nu? Nu prea. Nu prea știm temele. Știm că va fi carne, de exemplu, dar nu știi exact despre ce e vorba. Ce îți dă vită, porc, pui, nu știi exact. Dar trebuie să fii pregătit. Asta e frumusețea concursului. Exact. Până la urmă, asta e exact ce v-am spus eu. Trebuie să inventez pe loc. Sunt mulți participanți din România la astfel de concursuri? Da. Sunt. Acum, știți cum, având joburile noastre... Da. Nu putem participa chiar la toate concursurile care apar peste în cursul anului. Dar unde ne permite programul, așa ca să zic, mai putem lipsi de la servici, puțin, de exemplu, în Coreea de Sud, oricum, o săptămână n-ai ce să... Acolo ești. N-ai cum la servici. Dacă se poate, dacă poți să-ți găsești un locuitor. Pentru dacă... că știu că sunteți bucătar într-un spital în Iași. Așa este. Acolo vă faceți tot astfel de rețete complicate, cele pe care le vedem noi pe pagina de socializare? Să știți că... Au pacienții bucuria de a gusta? Parte, în mare parte, da, acolo le fac. Și chiar am vrut să specific acest lucru, că lucrez ca bucătar într-un spital... Nu știu dacă pot să zic... Sigur că da, e o instituție spitalul publică. Spitalul de neurochirurgie, da, din Tătăraș. Acolo îmi desfășor activitatea zilnică. Acum știți ce o să se întâmple? O să vrea toată lumea să devină pacient la spital. Doamne ferește! Doamne ferește! Nu Doamne ferește! Acest lucru. Dar asta vreau să vă spun, că chiar am vrut să specific acest lucru ca să înțeleagă telespectatorii noștri, ai dumneavoastră de fapt, că eu chiar dacă lucrez într-un spital, nimic nu mă oprește să fac performanță. Exact. Pentru că ei percep spitalul altfel, da? Mă Cine refer la vrea mâncare. Să lucreze și omul căruia îi place exact. Ceea ce face, poate face performanță exact. Oriunde. Eu nu am nu nicio trebuie problemă. Să fii într-un restaurant de 5 stele, apropo, cum spuneați mai devreme, nu... Asta e ideea la care chiar am vrut să o punctăm. Deci chiar dacă lucrezi într-un spital, mulți asociază mâncarea de spital cu... Nu, să știți că mâncarea de spital este aceeași mâncare. Cred că care o mâncăm, sunt cei mai fericiți. Care o mâncăm cu toții. Doar că ea nu are sare. Asta e prima diferență. Pentru că dacă doctorul îți dă un tratament, acel tratament nu e compatibil cu sarea. Nu o să-și mai facă efectul. Asta e toată... Cât de mult contează sarea în contează, bucate? Contează, într-adevăr, la gust contează. Dar fiind vorba de spital, ea nu-și mai face tratamentul ăla, nu mai are efect. Da. Dacă cu sarea, cu alcoolul, cu astea, nu mai spun. Da. Deci asta e...
ideea. Nu, mâncarea de spital nu e o otravă. Sub nicio formă. Așa este. Ba, nu, chiar categoric. Te ajut. Este primul tratament, de fapt, da? Dacă ne gândim bine. Primul tratament administrat unui bolnav. Mâncarea aia. Prin mâncarea aia el se regenerează. Se, na, acum sigur. Depinde ce... Eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați adus așa o bucurie senzorială astăzi și vă mărturisesc că mai sunt multe de discutat și pentru că, iată, se apropie și sărbătorile pascale, aș vrea să îmi promiteți înainte de pauză, așa că ne mai vedem o dată până la Paște, pentru că sunt multe de discutat și acolo. Mulțumesc încă o dată, dragi telespectatori, noi luăm o scurtă pauză și revenim.